ziua, doctore! Bună ziua! Te rugăm frumos să iei un loc. Mulțumesc frumos! Astăzi vorbim despre problemele în cuplu, da? Da. Minusuri și plusuri? Există exact. Și plusuri și minusuri? Sunt, absolut. Te rog frumos, spune-ne cu ce se confruntă cel mai des cuplurile. Care ar fi greșelile care sunt cel mai des întâlnite în cupluri? Să știi că cele mai des întâlnite comportamente despre care credem că ajută, însă de fapt ne distrug armonia în cuplu, sunt critica. Da. Momentul în care încercăm să-l abordăm pe celălalt, scoțând în evidență greșelile, defectele, minusurile. Și adică cicăle alea. Exact. Și avem... Deci, doamnelor, atenție mare. Sau e valabilă și pentru doamne? E valabilă pentru toată lumea, pentru că, din păcate, și noi bărbații suntem la fel de naivi. Avem impresia că dacă arătăm cu degetul spre minusurile celuilalt, celălalt va spune, da, ce bine că mi-ai spus, abia aștept să schimb aceste lucruri care nu funcționează, deci critica. Mai e un alt aspect foarte neplăcut, și anume acea tendință de a ne apăra și de a ne justifica de fiecare dată. Atunci când întârziem de la serviciu și ajungem mai târziu acasă, atunci când uităm să cumpărăm ceva și partenera ne spune că nu e ok, pentru că aș fi vrut să vii la timp, aș fi vrut să mâncăm împreună, aș fi vrut să te joci cu copiii, și noi găsim o serie de scuze și de explicații fără să ne asumăm responsabilitatea. Deci adică nu e greșit că ea îți spune trebuia să vii la ora la care ai spus, e greșit că tu încerci să cauți scuze. Exact, e greșit că nu-ți asumi că da, am întârziat, îmi pare rău, voi încerca ca data viitoare să vin mai devreme, să fiu la timp acasă, pentru ca armonia vieții noastre de familie să fie asigurată. După care mai e un comportament care e reprezentat de dispreț. Disprețul reprezintă o combinație de critică și superioritate. Atunci când am impresia că sunt mai inteligent decât jumătatea mea, atunci când am impresia că știu mai bine cum stau lucrurile în viața noastră, în casa noastră, și am tendința de a-l devaloriza pe omul de lângă mine. Și asta ne doare foarte tare, asta ne face să... Adică e greșit, spui, lasă, facem așa că știu că e mai bine așa. Exact, exact. Atunci când celălalt nu are posibilitatea de a-și face vocea auzită, de a-și exprima dorințele, intențiile, asta iar distruge armonia în cuplu. Și mai este cel de-al patrulea comportament care... se manifestă de regulă în momentul în care nu mai există dialog. Atunci când ne-am criticat atât de mult, atunci când disprețul a fost atât de des, încât noi am ajuns în punctul în care nu mai vorbim la masă, nu mai vorbim seara înainte să ne culcăm, trăim cumva vieți paralele. Acestea sunt principalele comportamente care bulversează atât viața de cuplu, cât și copiii care există în această familie. Și deci cum putem îndrepta toate aceste lucruri? Făcând exact invers. Exact, exact. În loc de critică, este foarte important să îndrăznim să ne exprimăm nevoile, ce e important pentru mine, ce vreau să se întâmple în relația noastră, în loc să ne justificăm din nou și din nou să ne asumăm responsabilitatea față de propria greșeală, pentru că atunci când apare o problemă, de fiecare dată contribuie ambii parteneri. Doar că e mult mai tentant să arăți cu degetul către celălalt, în ciuda faptului că de fapt trei degete sunt îndreptate către tine. Disprețul poate fi cel mai bine ameliorat sau redus dacă îndrăznim să apreciem, dacă facem complimente, dacă lăudăm, dacă avem o atitudine pozitivă față de partener, și comunicarea să încercăm să o folosim de fiecare dată când e posibil, pentru că ăsta e secretul cuplurilor de lungă durată. Deci, oameni buni, sfaturi utile de la prietenul nostru Gașpar Gheorghe, care a scos și o carte, se numește Suflete în oglindă. De sticlă. De sticlă, de sticlă, Suflete de sticlă, o carte pe care vi-o recomandăm și puteți să o găsiți. Puteți să aflați mai multe despre ea dacă îi dați follow pe Instagram lui Gașpar Gheorghe, pentru că, am zis bine numele. Da, da, foarte pentru bine, că mulțumesc. Acolo puteți să vedeți exact mult mai multe recomandări. Deci, acestea ar fi legate de un cuplu care să reziste și să funcționeze, da? Exact. Da, astea sunt greșeli destul de mari, nu? Dar sunt și greșeli mai mici. Și sunt greșeli foarte frecvente pe care le exprimăm fără să ne gândim prea mult. Acestea, critica, disprețul, lipsa de respect. Și cum putem să facem, de exemplu, o relație să fie senzațională? Cred că doar prin foarte, foarte multă muncă, să încercăm din nou și din nou să punem relația undeva în topul listei de priorități. Din păcate, majoritatea dintre noi ne purtăm ca și cum iubirea ar trebui să vină de la sine, ca și cum o relație sănătoasă ar trebui să funcționeze fără să ne ducem energia către jumătatea noastră. Însă relația și iubirea are nevoie de timp, are nevoie de atenție, de energie și de foarte multe vorbe bune. Cam după cât timp o relație se erodează așa, după câți ani? Studiile ne arată că de regulă e ușor de menținut pasiunea în cuplu timp de 2-3 anișori. După care, după această perioadă de timp, deja ne dăm seama că e nevoie de mai multă muncă pentru ca noi să ducem relația la un alt nivel. Ciuca, ai vreo întrebare? Nu. Ai ascultat cu minte? Ascultat cu minte. Dar acum e vara, știi, că întotdeauna era povestea aia. Relațiile de vară se termină întotdeauna la gară, știi? Te duci la mare și apoi la se termină prima vară la fel. Înapoi acasă. Relațiile astea așa de vară, cum le vezi... Depinde, dacă suntem la vârsta la care ne permitem să avem relații de o vară, dacă suntem singuri și mergem la mare.
poți să-ți permiți la orice vârstă atâta vreme cât nu ai un alt partener care să investească energie și atenție în relația cu tine. Atunci deja nu mai e atât de indicat și de benefic să avem aventuri de o vară. Însă dacă suntem singuri, s-ar putea să ne prindă foarte bine, să ne găsim niște resurse prin care să facem față mult mai bine chiar și acestui stres reprezentat de COVID. Adică te ajută acum o relație? Absolut, absolut. Toate relațiile ne ajută. Atâta vreme cât sunt cumva reprezentate în așa fel încât să știm ce ne așteptăm de la celălalt. Da, uite, vreau să te întrebăm, de exemplu, au trimis telespectatorii câteva întrebări, cam ce își doresc femeile, să ne zici tu. Nu, știu că au trimis oamenii mesaje. Avem foarte multe. E plin pe WhatsApp. Cred că sunt cel puțin trei lucruri pe care și le doresc femeile la modul cel mai real. Înainte de toate să fie ascultate și să li se ofere atenție, în momentul în care vorbesc noi bărbații să lăsăm telefoanele deoparte, telecomanda televizorului și toată atenția să fie îndreptată asupra femeii din fața noastră. După aceea să fie surprinse cu diferite cadouri surpriză. Și aici mă refer la un buchet de flori, la un mesaj drăguț, contează la o îmbrățișare. Asta, contează foarte mult. Aceste comportamente mărunte sunt ca niște vitamine pentru relația de cuplu. Și după aceea, în al treilea rând, e foarte, foarte important să fim atenți la care sunt visurile lor, la care sunt acele obiective pe care le au, fie acasă, în plan personal, fie la locul de muncă. Și atunci când o femeie are un partener care îi respectă aceste trei nevoi, cu siguranță ea va putea spune la sfârșitul zilei că e o femeie fericită, la sfârșitul vieții, că da, a meritat să fie alături de acel partener. Ciucă, ai ceva întrebări acolo? Da, de la Titel din Timișoara. Telespectator, fidelul nostru. Zice, cum o conving pe soția mea să lase telefonul din mână și să-mi acorde mai multă atenție mie? Căci am 55 de ani, sunt bărbat și adevărul e că mă cam neglijează și stă toată ziua pe Instagram. Vă mulțumesc. Asta e o întrebare foarte bună. Și Instagram-ul și TikTok-ul. Și cred că reprezintă o dificultate pe care o întâlnim mulți dintre noi în relațiile noastre de cuplu. Și ar fi asta o idee, într-adevăr, bună, Cătălin, să pună la o parte telefonul, să nu mai folosească Instagram-ul, însă s-ar putea ca acest telespectator să fie un pic mai creativ și să-i dea niște mesaje soției, să încerce să interacționeze cu ea folosind aceste aplicații. De exemplu, după o vreme, pasiunea în cuplu poate fi foarte frumos reaprinsă dacă intrăm în niște jocuri de rol. Dacă mi-abordez soția ca și cum aș fi un străin, dacă soția mă abordează pe mine ca și cum aș fi un bărbat pe care nu-l cunoaște. Deci sunt o serie de lucruri pe care le putem face dacă ne folosim imaginația. Păi adică cum? Adică dai mesaj și spui, hei, sunt... Ești foarte drăguță, cine ești? Aș vrea să te cunosc, aș vrea să te... să te cunosc mai bine, să mă apropii de tine, să... Pe și nu zice, bă, sunt lângă tine în casă, ce faci? Dacă nu are prea multă imaginație, probabil că asta va fi reacția. Însă dacă e suficient de atentă la ce se întâmplă cu ea și cu partenerul, ei va intra în acest joc. Și mai mult decât atât, sunt ferm convins că o să-i placă. Ia zi, Ciucă, să mai răspundem telespectatorul. Da, așa, că interesant. L-am pierdut. Mie mi-a plăcut și când am analizat data trecută melodia aia cu... de la Vali Vijelie. Cum era, mă? Una pofta ei, una e mama la copii. Uite, zice, am lăsat întotdeauna soției flori, atenții, dar de 8 luni mi-am dat seama că are un amant și acum divorțăm după 13 ani. Aoleu, ce facem aici? Cu dovezile pe masă, ea zice că nu e ea. Da, acesta e un subiect un pic mai delicat și probabil că e greu de dat un răspuns general valabil, însă de regulă infidelitatea... Asta am vrut să spun, că nu apare întâmplător, apare pentru că... Mai avem unul. Bună ziua, mă numesc Denis. Soția mea nu mă lasă să-i controlez telefonul. Ce să fac? Foarte bine. Telefonul ar trebui să fie un obiect personal pe care să nu-l controleze ceilalți. Sigur, sigur. E nevoie să respectăm aceste granițe psihologice care există între partenerii de cuplu. Dar revenind la infidelitate, de regulă se ajunge aici, pe de o parte, pentru că suntem plictisiți de cine suntem noi într-o relație de cuplu. Și de foarte multe ori oamenii aleg să se uită în afara relației oficiale pentru că au nevoie să simtă din nou acea senzație de sunt special, sunt important, sunt aparte. Și aici, într-adevăr, telespectatorul nostru a spus că îi aducea flori soției, însă s-ar putea ca limbajul iubirii pe care îl are această femeie să fie altul. Să nu aibă nevoie de cadouri, să aibă nevoie de timp petrecut împreună, să aibă nevoie de momente în care este ținută în brațe. Adică e foarte important ca noi bărbații, dincolo de faptul că ne-am obișnuit să cumpărăm pâine, lapte, să ducem flori, să vedem de fapt ce își dorește femeia de lângă mine. Și poate că la începutul relației își dorește flori, însă poate că pe parcurs are alte nevoi, are alte așteptări și cumva e de datoria noastră să fim atenți la aceste nevoi. Te rog, Ciucă.
Stai, mai eu. A scris o doamnă, dar a șters între timp. Soțul nu mă lasă să ies cu prietenii mei. Soțul nu mă lasă să... Să ies cu prietenii, să ies cu prietenii mei. Geloasă, doamnă. S-ar putea să fie vorba de gelozie, s-ar putea să... Soțul nu o lasă. Soțul nu o lasă să... Da, adevărul. Probabil prietene sau, eu știu. S-ar putea să fie vorba de gelozie, s-ar putea să fie vorba de o serie de alte lucruri pe care soțul și le imaginează că s-ar petrece momentul în care doamna se vede cu prietenii în oraș. Au explodat mesajele. Mai poți să mai stai cu noi un pic? Te rog mult de tot. Ia mai zici. Relațiile la distanță, cum pot fi menținute? Cum? Relațiile la distanță, cum pot fi menținute? Asta e bună întrebare. Cu la fel de mult... Prin telefon. Cu la fel de multă muncă și energie ca și o relație în care suntem prezenți zi de zi, doar că într-adevăr aici e nevoie de ceva mai multă imaginație și creativitate și de foarte multă încredere. Când îți vezi partenerul zi de zi, știi că e în regulă, că e în siguranță, că nu te înșală. Când există această distanță fizică între cei doi parteneri, e un pic mai greu să... Doctore, și o întrebare grea. Îți păstrezi încrederea. Da. Cât de important e sexul într-o relație? Cred că e la nivel Champions League. Bravo. E esențial, nu cred că poate supraviețui pe termen lung fericirea în cuplu, fără să fie respectată și această dimensiune a intimității fizice. Și la fel de importantă și pentru femei ca și pentru bărbați. Altă întrebare. Dacă partenera de viață alege profesia în detrimentul familiei, ce este de făcut? Probabil că asta spune ceva despre prioritățile de moment pe care le are această parteneră și ar merita să existe o discuție foarte serioasă între cei doi parteneri, să vadă până unde sunt dispuși să meargă cu această energie pe care soția o duce către profesie și care sunt costurile pe care viața de cuplu sau viața de familie le are de suportat. Să știi că ne-e foarte drag să vorbim cu tine, serios. Mulțumesc, și sunt foarte frumos. Mulți oameni care ne scriu și ești așa foarte calm și povestești pe înțelesul tuturor. Ne convingi. Mulțumesc mult. Pe cuvânt. Mai ai vreo întrebare, Ciucă, ultima, te rog frumos. Stai. Ia. Mai găsim, sunt mulți telespectatori. Oameni buni, cum ziceam ceva mai devreme, puteți să-i dați follow pe Instagram. Prietena mea. Gașpar, prietenul nostru, zic bine doctor, nu zic bine, nu? Psiholog. Psiholog. Prietenul nostru psiholog, Gașpar Gheorghe, zi. Prietena mea mă lasă foarte greu să ies la bere cu băieții. Bine, mă, dar nu mesajele tale de la Nu, e un mesaj de la Andrei. S-ar putea ca prietena lui Andrei să fie un pic mai generoasă dacă Andrei, atunci când e cu băieții, dă mesaje și vine un pic mai devreme acasă decât s-ar aștepta partenera. Adică cum Andrei e la prindă. Bere, de exemplu, și dă Andrei mesaje? Andrei e la bere și în momentul în care merge la baie, în momentul în care mai comandă o bere, îi dă un mesaj iubite și spune, draga mea, mă gândesc la tine, sper că ești bine, abia da, aștept mai să ajung acasă. Mai stau un pic, exact. Da. Zi, ce întrebare mai e? Zira. Nu, că nu prea mai avem, sunt multe. Sunt multe, a? Sunt multe, sunt unele care nu pot, fi citite, sincer. Mai una, acum, te rog, dacă nu cerem așa o concluzie finală... Cum pot să-mi recâștig soțul? A plecat de acasă. Nu, mai gata, doamnă. S-ar putea ca, într-adevăr, dacă acest soț e deja într-o altă relație cu o altă femeie, să fie un pic greu de câștigat această luptă. S-a dus să ia pâine, nu s-a mai întors. Și mai degrabă să încheie acea poveste de iubire cu soțul plecat de acasă. Deci când soțul a plecat de acasă... La fel e valabil și când femeile pleacă de acasă. Nu poți ține pe cineva cu forță. Nu se mai întoarce, bărbatul poate să mai întoarce. Așa e, dar, într-adevăr, viața e plină de surprize. Am citit undeva chestia asta, că o femeie când pleacă, pleacă. Așa e, femeile sunt un pic mai hotărâte, știu mai clar ce vor de la viață în materie de iubire și de relații. Da, sunt multe probleme și mă bucur mult de tot, poate mai treci pe la noi, pentru că cum din când drag. În când, cred că astfel de sfaturi pot să prindă bine și cred că oamenii n-au curajul să se adreseze unui psiholog sau să vorbească cu un om despre problemele lor din cuplu, pentru că parcă devine o rușine, știi? Exact. E rușine să-ți spun ce se întâmplă la mine în cuplu, nu? Ne e teamă să ne dezvăluim intimitatea și vulnerabilitățile, să nu fim judecați. Pe de altă parte, dacă nu îndrăznim să vorbim despre astfel de subiecte, iubirea tot timpul va rămâne un mister, pe când iubirea poate fi foarte bine cultivată dacă avem niște informații, dacă știm ce e sănătos și ce e nesănătos atunci când vine vorba de relații. Radu, mai era un mesaj foarte bun, am auzit din regia de emisie, ultimul, te rog frumos, adică stai. Nu vreau să-i dezamăgim pe telespectatorii stai noștri, că pentru că ne trimit foarte multe mesaje. Poți să-ți trimite și întrebări pe Instagram, le răspunzi? Din păcate, uite, timpul nu-mi permite pe să răspund, însă pe contact@paginadepsihologie.ro, acolo atât eu cât și colegii mei răspund. Cât e o ședință la psiholog? Depinde de durata ședinței, depinde de nivelul pe care îl are psihologul respectiv, undeva între 100 și 300 de lei. Mm-hmm. Ok. Bun zi, Radu. Prietenul meu cel mai bun se dă la nevastă mea și ea a băgat divorț pentru asta, după 18 ani de căsnicie și 4 copii. Am prins mesaje de dragoste între ei pe telefon. Probabil că atunci acest prieten nu mai e cel mai bun prieten pe care telespectatorul nostru îl are. Și pe viitor va trebui să-și aleagă cu mai mare atenție prietenii. Păi n-ai de unde să știi, alegi un prieten și... Așa e, n-ai de unde să știi, da? Și ferească Dumnezeu.
poți cumva să fii atent la ce se întâmplă în jurul tău în momentul în care te bucuri de o bere sau de un joc de cărți cu prietenii tăi. Și când observi că lucrurile iau razna, ce pui faci? Limite. Adică nu mai chem prietenul la tine? Nu, vorbești cu prietenul și îi spui, am observat că ochiți cam fug în direcții care sunt periculoase în casa mea, regulile le stabilesc eu și te rog frumos să respecti aceste reguli. De asemenea, să vorbesc cu soția mea, cu partenera mea, să văd dacă a observat și ea, dacă încurajează astfel de atitudine, astfel de manifestări. Comunicarea, din nou, e cheia. Deci asta e comunicarea. Absolut. Vă rog frumos, deci oameni buni, dați follow pe Instagram Gaspar Gheorghe și îl găsiți pe pagina de psihologie.ro. Mulțumim mult de tot. Mulțumesc. Și că te așteptăm din nou cu la mare drag.